Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Conform Institutului Național de Statistică, peste 3 milioane de persoane din populația totală a României au vârsta de peste 65 de ani. Aceleași statistici ne spun că peste 1,5 milioane dintre bătrânii noștri suferă de singurătate. Invitata mea de astăzi este doamna Ceraselea Maria Măciucă, președintea DIV România. Bună ziua și bine ați revenit în platou. Bună ziua și vă mulțumesc de invitație. Iată-ne după o vacanță lungă, se vede acest lucru. Și cu mult soare, dar vorbim despre, aproape despre același lucru, despre faptul că avem mulți vârstnici, iar România nu are o strategie pe termen lung pentru persoanele vârstnice. De ce s-a ajuns după atâția ani de capitalism sau de capitalism dâmbovițean în situația aceasta? Ca reprezentant al Asociației Directorilor pentru Vârstnici și aș putea să vă spun că la nivel național avem mari probleme din punct de vedere servicii și servicii sociale legate de persoana vârstnică. Serviciile sociale știm foarte bine că sunt împărțite pe mai multe categorii, vorbim de copii, vorbim de persoane cu handicap, dar vorbim și de persoana vârstnică, cea care, din punctul nostru de vedere, nu este suficient de susținută și suficient de protejată de legislația pe care o avem la ora actuală. Am spus în prezentare, am citat niște statistici, ultimul studiu arată că peste 1,5 milioane de vârstnici, de bătrâni, suferă de singurătate. Suferința aceasta, de fapt, ce înseamnă? Că avem vârstnici singuri, care probabil că ajung în incapacitatea de a se putea descurca singuri. Cei mai jumătate dintre ei vor avea această problemă. Probabil că copiii lor sunt plecați în străinătate, deci familia extinsă, cum o numiți dumneavoastră, a dispărut, e ca și cum n-ar fi, sau alții pur și simplu n-au copii. Ce facem cu aceste persoane? Statul, că am auzit de mulți oameni, care, mai ales în orașele mari, care sunt găsiți în casă, fie foarte bolnavi, fie chiar decedați. Știți că de-a lungul timpului noi tot am discutat de persoana vârstnică ca și tradiție. Tradiția și cultura a rămas și va rămâne oarecum o problemă și o problemă nerezolvată. Cei mai mulți vârstnici chiar refuză să meargă în anumite instituții, alți vârstnici refuză să fie îngrijiți de către instituțiile noastre, instituțiile sociale, însă dumneavoastră ați punctat foarte bine, adevărata problemă e a celor care au plecat și când vă referiți la cei care au plecat, ne-au plecat nu numai copiii, a plecat resursa umană, a plecat efectiv de ceea ce avem noi mai mare nevoie, nu mai avem oameni care să îngrijească vârstnicii. Ne confruntăm, acum vin de la o întâlnire cu cei din Consiliul Director, iar la nivel național ne confruntăm cu o problemă reală și anume resursa umană. Dar oare această problemă, doamna Măciucă, și vă întrebă de protecția vârstnicilor și de faptul că ei refuză uneori sau nu vor să fie îngrijiți în centre de vârstnice. Este doar, eu știu, lipsa de informare a vârstnicilor sau sunt probleme la nivelul căminelor de vârstnici? Pentru că acum intru chiar pe felia dumneavoastră. Până acum am vorbit la modul general. Adică temerea asta nu este oare justificată? Controlul... Am tot vorbit despre centrele de vârstnici de stat și de lucrurile care ar trebui îndreptate acolo. Au fost campanii nenumărate de-a lungul anilor. Se pare că aici totuși s-au făcut niște pași și lucrurile sunt destul de bine controlate. Dar acum avem cămine de vârstnici private, unele foarte bune, dar altele sunt la limita funcționării sau unele funcționează chiar ilegal. După ultima statistică, în țara noastră sunt licențiate doar 280 de servicii de îngrijire a bătrânilor. Adică 280 de centre de vârstnici sunt recunoscute, 100, funcționează... Exact, 115 de stat și 165 private. Privații oferă 6400 de locuri din cele 13000 câte sunt în total, cămine, și 550 sunt doar în București, sunt în București și în Ilfov.
Deci asta e ceea ce știm noi, că se întâmplă legal și funcțional. Exact. Dar mai sunt centre de vârstnici chiar care nu sunt acreditate sau autorizate și care funcționează și li se taie factură și vârstnicii merg acolo. Neoficiale avem centre sau cămine private care nu sunt înregistrate, care funcționează așa cum funcționează. Asta tot din vina oarecum al legislației. Din vina poate și a societății civile. Știți că discutam și de-a lungul timpului am tot vorbit cum aflăm de un cămin pentru persoane vârstnice, cât și cum trebuie să ne informăm atunci când mergem cu un vârstnic la un cămin pentru persoane vârstnice. Dumneavoastră sunteți cea din mass media care întotdeauna și respectul meu și al nostru, celor de la ADIV, că ați adus și informare vis-a-vis de cum se caută un cămin pentru persoane vârstnice. De altfel, știți bine că mediatizarea nu s-a făcut numai într-o formă reală, s-a făcut și o informare poate uneori nu atât de reală. Un cămin pentru persoane vârstnice se confruntă întotdeauna cu foarte, foarte multe probleme. Un serviciu social nu poate fi întotdeauna un serviciu perfect, pentru că fiecare om are tipologia și caracterul lui, fiecare situație este alta și întotdeauna altfel văzută din afară și altfel văzută din interiorul centrului. Legat de aceste cămine de care vorbiți dumneavoastră, de căminele clandestine, așa este, am susținut-o și o susțin în continuare, s-au deschis ca buticurile după 89 și avem această problemă, ne confruntăm cu această problemă, pentru că nu sunt suficienți oameni, inspectori, în inspecția socială, să poată controla și să fie pe teren atât cât ar trebui să fie legat de supervizarea și controlul acestor cămine. Adică nu este lipsa de interes a statului, ci probabil, cum spuneți dumneavoastră, ar putea fi o cauză lipsa de resurse umane și de la nivelul Ministerului Muncii, nu? Că ei ar trebui să, sau cine ar trebui să controleze? Direcțiile de asistență socială, cine? Inspecția socială are în prezent 299 de inspectori. Au de controlat pentru trei mari categorii: copii, vârstnici, adulți cu handicap. Mie mi se pare foarte puțin, ținând cont că sunt mari trei servicii sociale, să fie controlate la nivel național doar de 299 de persoane. Bine, dar în condițiile acestea, aceste unități care vă spun că au un cadru juridic, funcționează, eu știu cum funcționează, dar ele plătesc impozite statului, atunci putem spune și că funcționează cu acordul tacit al statului, nu? Pentru că vârstnicii de acolo nu merg la o pensiune acolo, ci merg totuși la un cămin de vârstnici. Dacă vorbim adică de aici, e greu de, cum să vă spun eu, este foarte greu totuși să faci o ilegalitate atât de mare și pe scară rulantă, pentru că aș înțelege dacă ar fi, ar fi câteva cazuri izolate. Dar este o practică, a devenit o practică, eu știu, curentă. Dacă de a deschide astfel de centre și care nu sunt autorizate, pentru că de ce nu sunt? Că n-au standarde, nu? N-au condiții foarte bună pentru vârstnici, pentru că noi asta ne dorim, să avem condiții bune pentru oameni. Dumneavoastră aveți dreptate și atunci când vorbiți despre acele centre clandestine, să știți că acele centre nu mai plătesc impozit la stat. Acele centre chiar nu sunt înregistrate nici din punct de vedere fiscal și nici din punct de vedere inspecție socială. Aici avem o altă problemă și aici ar trebui noi. Deja e o chestiune de poliție, exact. De DICOT, de parchet, exact. Mai mult, eu știu, inspecția muncii ce să
să verifice atunci aici? În primul rând că nu știu de deschiderea acestui centru și vedeți, aici într-adevăr suntem într-un cerc vicios în care niciodată nu știm vina cui este atunci când se întâmplă ce se întâmplă într-un cămin sau cu persoana vârstnică. Dar conduceți, cum am spus, Adivo România, care este asociația directorilor instituțiilor pentru vârstnici. De ce ați simțit să vă asociați în contextul acesta? Această asociație a fost înființată cu mult timp în urmă în Târgu Mureș. După care, de-a lungul timpului, confruntându-ne cu diverse probleme, atât instituțiile de stat cât și cele private, am încercat acum 4 ani să ne adunăm și să discutăm problemele reale și ce putem să facem în situația dată. Mai ales că statistica ne arată că populația României este o populație îmbătrânită, că vom avea... De îmbătrânire. Da, cu o tendință de îmbătrânire și vom avea reale probleme legate de persoana vârstnică. Am devenit mai activi undeva în 2016. Suntem înscriși ca membri la EDE. EDE este Asociația Europeană care s-a deschis în 1989 la Bruxelles. Sunt 21 de state. Acolo se fac schimburi de experiență a ceea ce ar trebui să facem și să uniformizăm oarecum serviciile de bună calitate vis-a-vis de persoana vârstnică. Tocmai de asta am simțit nevoia, fiind un om foarte activ în serviciile sociale, conducând de-a lungul timpului diferite centre, începând de la centre pentru copii, centre pentru persoane cu dezabilități, ajungând la persoana vârstnică, am considerat că numai creind o asociație, văzând nevoia reală, pentru că noi vorbim, vedeți dumneavoastră, legislația tocmai de aici pornește. Legislația nu întotdeauna este concepută și modificată în funcție de o nevoie reală și practică. Este uneori copiată și poate aici greșim. Nu putem să ne asemănăm cu alte state dezvoltate economic, cu altă tradiție și cu altă cultură. Trebuie fiecare să-și facă modificarea și să-și creeze legislația în funcție de nevoia actuală și a vârstnicului din perioada respectivă. Acum dumneavoastră știți că vorbim de generații și generații. Eu am trecut, poate acum 10 ani am întâlnit o anumită generație, să știți că acum încep să întâlnesc o altă generație. Probabil dacă rămân în sistem peste 10 ani voi întâlni o altă generație. Fiecare generație vine cu alte pretenții și cu alte tabieturi, alte lucruri pe care noi de o anumită vârstă le percepem într-un fel, ei din generația lor o consideră și ți-o impun în momentul respectiv. Stați să ajungem noi de creței la pensionare și să vedeți atunci cât suntem, pentru că atunci cred că va fi o problemă clară a sistemului, a guvernului, care va fi atunci de acoperirea serviciilor sociale și de protecția vârstnicului, dacă nu se va lua de acum măsuri, dacă nu se vor lua măsurile de acum. Dar tot vorbim de strategia de îngrijire a vârstnicilor, a persoanelor vârstnice, pe termen lung. Așa apare o aproape o metaforă, dacă nu o sintagmă. Ce ar trebui să cuprindă în mod esențial acest pachet legislativ, nu? O strategie ce înseamnă, de fapt, un pachet de legi care să nu fie schimbate, indiferent ce guvern vine la putere, să fie foarte bine dezbătut, să fie o politică, eu știu, asumată de toate partidele, pentru că de asta avem democrație, ca să avem oameni politici care își asumă ceea ce fac. Ce ar trebui să conțină această strategie în mod esențial, din punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, să nu uităm că întotdeauna socialul trebuie să fie foarte aproape și să conlucreze cu sănătatea. Pornim de la sănătate. Noi nu avem, așa cum bine știți dumneavoastră, eu am aflat de la cel puțin o dată pe lună, eu mă întâlnesc cu vârstnicii și întotdeauna îmi iau informația necesară, nu mai avem acei medici de familie care, de fapt, aveau o situație clară de la dispensare.
Adică foștii de generaliști, la... exact, medicii de exact, dispensar, da? Care să aibă o bază de date a celor ce au o nevoie reală, pentru că de acolo pornim. De fapt, acești vârstnici sunt vârstnicii care au o nevoie de supraveghere și îngrijire medicală, indiferent de ce natură ar fi serviciul. Noi nu vorbim de cealaltă categorie de serviciile sociale care sunt că nu au venituri, că nu au posibilități. Vorbim de persoana vârstnică care deja ei sunt la pensie, au deja un minimum devenit garantat și au o nevoie reală de a fi supravegheați, găzduiți și îngrijiți. Adică dumneavoastră vă referiți că medicul de familie, în forma în care este conceput astăzi, ar trebui să facă vizită la domiciliu, în mod real, nu punctată pe hârtie, exact, iar ei mai să facă și raportări privind nevoia de instituționalizare a unui vârstnic care probabil nu se mai poate ajuta singur din punct de vedere medical, pentru că el asta poate să spună. Eu și atunci, sigur, că are și implicații sociale. Deci asta ar trebui să de găsească aici, legiuitorul. Exact, de aici ar trebui să pornim. Ținând cont că avem doar un singur asistent social la nivel local, nu poate să acopere decât împreună cu medicul acele situații sociale și medicale din comuna respectivă, cu implicarea adevărat și a medicului și a asistentului social. Dacă am avea o bază de dată reală, atunci de aici pornind ar trebui să facem acele îngrijiri la domiciliu. Îngrijirile sociale, să nu le confundăm cu cele medicale, că deja avem un scandal pe tapet și exact, am văzut cum s-au făcut acele... Acum nu putem acuza pe toată lumea, au fost îngrijiri, vreau să le spun telespectatorilor, operatori care fac îngrijiri medicale la domiciliu și probabil mulți dintre dumneavoastră ați fost în situația aceasta și le fac impecabil. Da. Dar au fost și ceea ce am văzut și ceea ce ați simțit și dumneavoastră pe proprie piele. Deci vorbim de îngrijiri sociale la domiciliu. Dar există acum îngrijiri sociale la domiciliu? Că eu sunt, vă aud câteva, pe dumneavoastră. Da, sunt câteva fundații care se ocupă și de îngrijiri sociale la domiciliu. Ei sunt acreditați? Primesc bani de la stat? Cum se întâmplă? Exact ca și centrele private, cei care într-adevăr au licențierea și au dreptul și ei primesc o cotă parte de la stat. Ar trebui să avem oarecum o situație clară a celor care au nevoie de îngrijire la domiciliu și a celor care trebuie într-adevăr să fie aduși într-o instituție, instituționalizați, ca să nu supra-solicităm sistemul de îngrijire în centru, ținând cont că, așa cum spunea dumneavoastră, vor veni decreții și atunci când vom fi acea generație, problemele de sănătate nu sunt puține și sunt din ce în ce mai multe. Avem foarte mulți cronici. Doamna doctor Tudose chiar vorbea într-o emisiune și ne spunea că avem 300.000 de cazuri înregistrate statistic cu demență Alzheimer. Doamna profesor Cătălina Tudose, da, care este specializat și este medicul cel mai abilitat să vorbească despre demențele cu Alzheimer. Și-a legat numele de această afecțiune. Exact. Și sunt doar demențele Alzheimer. Nu mai vorbim de demențe senile, de demențe vasculare, de celelalte demențe. Avem foarte multe probleme oncologice, avem foarte multe probleme, adică ne confruntăm cu tot felul de probleme și atunci centrele trebuie folosite strict pe probleme reale și o nevoie reală a pacientului, beneficiarului, ca să fie îngrijit. Pentru că noi vorbim, când vorbim de privat, nu vorbim pe categorii ca și la stat, numai cămin pentru persoane vârstnice sau numai centru de îngrijire și asistență sau numai cămin spital. Ei își creează serviciu ținând cont de nevoia comunității de acolo, pentru că la urma urmei ăsta e rolul lui, să țină cont de toate nevoile sociale din comunitatea respectivă. Persoanele, și să nu facă diferențiat. Vreau să punctăm că persoanele cu demență, cu orice tip de demență, nu numai de tip Alzheimer, sunt greu de îngrijit. Exact. Și chiar dacă familia are această intenție, devine imposibilă îngrijirea lor. Dar nu prea unde să-i ducă, cum bine spuneți, pentru că în spital pot fi ținuți puțin, iar căminele pentru vârstnici sau legislația care este acum nu acoperă această necesitate. N-au cum să îngrijească, nu?
Așa este. Sunt foarte multe dosare în așteptare la căminele de stat. Din păcate, și trebuie să recunosc, la nivel național sunt doar câteva județe care au dezvoltat aceste servicii sociale după nevoia reală a județului respectiv. Să știți că, din punct de vedere economic, cheltuielile sunt foarte, foarte mari. Iar dacă consiliul local, respectiv județean, nu consideră că bugetul trebuie să fie în așa fel împărțit încât să ajungă suficient și pentru acele persoane, și din start ele sunt refuzate și nu pot fi primite în aceste centre. Și ca să vă fac așa un calcul, un centru de îngrijire și asistență, din experiența mea de ani și ani de zile, la ora actuală trebuie să cheltuie minimum 3.000 de lei per persoană, per lună, ca să poată să aibă o îngrijire de bun simț. Dar acum să facem și o comparație, pentru că eu am făcut un audit al pieței, un audit bazic, elementar, nu înainte de această emisiune, și am văzut că în majoritatea centrele private care au un marketing corect, până la urmă e normal să-și facă promovare, au prețuri cuprinse între 2000 de lei. Și cel mai scump am văzut undeva la 4.500, dar acolo vorbim deja de nursing, Da. de cu totul altă componentă și alte servicii. Deci undeva un preț nu depășește 2.500 de lei într-un centru privat. Eu am făcut o medie, vă rog să o luați ca atare. Deci din acești bani se plătește probabil chiria, dacă imobilul nu este al proprietarului, Exact. se plătesc utilitățile acelui spațiu, îngrijirea acelui spațiu, și vârstnicul ce ar trebui să primească, ca să ne dăm seama câți bani rămân pentru vârstnic în sine, în afară de masă, că și masa este inclusă, nu, în Și acești bani. masa. N-ați luat în calcul personalul, pentru că, ținând cont că din Uitați, acest, da. exact, în acest cost intră în primul rând salarizarea. Deci salariile Exact. celor de acolo, care Celor de acolo. automat trebuie să fie trei îngrijitori măcar, trei supraveghetori, trei oameni acolo pe tură, nu? Oricât Cel de puțin. neautorizat Da, și clandestin ar... dumneavoastră mergeți la minimum, minimum. Nu. Aici avem o problemă, aici ne confruntăm și de asta e o diferență. Acum, într-adevăr, va fi o problemă reală pe piața centrelor private, pentru că salarizarea diferă și a început să fie o diferență foarte mare între salarizarea de la stat și salarizarea din privat. Orice creștere salarială, e clar că se va resimți în costul beneficiarului. Așa cum spunea dumneavoastră, media cam asta este a unui cost, 2.500, începând cu pachetul de bază. Ei sunt cu totul și cu totul altfel, pornesc un pachet de bază, fără să aibă toate cele necesare, vorbim de partea de sănătate, medicamente și scutece, de exemplu, trebuie să aducă beneficiarul, pe când dacă ar fi să includem toate aceste costuri, de asta am spus, ajunge undeva un minimum de 3.000 de lei ca să poți să-ți permiți să ai un serviciu de calitate. Cum bine știm, pensiile sunt foarte, foarte mici în România. Statul nu susține absolut deloc privatul, pentru că serviciile se oferă în funcție totuși de niște cheltuieli. Cheltuielile sunt foarte mari. Noi ar trebui să facem, și tot am spus de-a lungul timpului, acele parteneriate public-privat. Și acolo unde statul nu-și permite și nu mai poate să ofere servicii, să trimită și să ajute acele cămine private sub supraveghere permanentă și atentă, acele cămine care sunt licențiate, acele cămine care pot fi controlate, și oamenii sunt de bună credință, că tocmai de aici am pornit la urma urmei. Nu e vorba de cele două categorii, și anume centrele cu manageri de bună credință și care chiar o fac cu toată dăruirea. Colegii mei pe care îi am la DIV sunt niște oameni care nu câștigă, să știți că nu există profit
economic, ca să se înțeleagă de la început. Un cămin nu e... Probabil de asta se și tinde a se deschide tot felul de centre clandestine, pentru că oamenii sunt învățați mereu să aibă un profit și un profit peste noapte, nu un profit în timp real și cu anumită calitate. Aici nu există profit, aici există doar bună credință, aici există doar dăruire, dacă poți să faci sau nu poți să faci acest lucru, iar profitul poate fi minim în funcție de cât și cum poți să-ți permiți să ai numărul de beneficiari pe care ți l-ai propus, serviciu pe care ți l-ai propus. După aia vin parteneri, dacă sunt parteneri care pot să facă donații, să te ajute într-un anumit fel, și de aici poate oarecum să crească un minimum de profit la un cămin. Altfel, să nu-și închipuie nimeni că căminul este o uzină, o afacere în care să scot bani foarte mulți. Dar poate fi oricine director a unui centru de vârstnici? Acum, în profesiile noastre, noi știm unde ne putem opri și cât putem merge. La bănci, iar lucrurile sunt bine reglementate. Cum este? Cum e aici? Adică statul îți impune sau ai o anumită pregătire dacă te acreditează sau dacă te autorizează? Nu știu exact termenul, ca să nu fiu... Prima să dată nu se cere acreditarea, după care adevăratul test este licențierea și anume furnizorul acreditat completează o fișă de autoevaluare care conține 114 criterii, dintre care 75% trebuie să fie îndeplinite ca tu să poți fi licențiat. Ați atins un punct foarte sensibil al nostru și anume acelor care ne întâlnim la ADIV și discutăm de-a lungul timpului că aici, de aici pornește adevărata problemă și anume cei care deschid cămine în România nu au nicio obligație să aibă un minimum de studii vis-a-vis de cum se conduce un cămin în sistemul social. Nu este aceeași practică ca și în străinătate, în toate țările din Europa, pentru a deschide un cămin, chiar dacă tu, patron, să vorbim în termeni românești, nu ai această profesie, nu ai această diplomă, poți oricând să-ți iei un specialist, să-ți-l angajezi și doar așa poți să deschizi un cămin pentru persoane vârstnice. Eu am vizitat un cămin de vârstnici din străinătate, din Köln, nu un cămin foarte mare, dar ce m-a surprins în mod plăcut este că arăta efectiv ca un bloc de locuințe în care vârstnicul avea autonomie totală. Vorbesc de vârstnicul pe picioare. Nu erau amestecați oamenii bolnavi, oamenii cu demență, nici măcar la nivel de clădire, cu cei, tocmai ca să nu fie deranjați, nu că ar trebui izolați oamenii bolnavi, să nu, tocmai ca ei să aibă o bătrânețe liniștită. Era efectiv, funcționa ca un mică garsonieră, ca un mic apartament, în care omul doar dacă avea nevoie, nu se simțea rău, venea cineva și se ocupa de treburile gospodărește a celei mici încăperi. În rest se întâlneau într-un spațiu comun, socializau, era foarte multă veselie și bucurie. N-are sens să întreb câte centre sunt la noi ca acela mic din orașul german pe care l-am văzut eu, mic centru, nu reprezentativ, nici măcar ca model al lor, bănesc că niciunul nu respect, că n-are cum să fie, fiind de la început, dar n-ar trebui oare de la început standardizate aceste lucruri și dacă tot se va lucra la o lege, să se măcar de acum să înceapă lucrurile să funcționeze în beneficiul nostru, pentru că toți vom ajunge la bătrânețe. De aici, de fapt, am și pornit discuția. Dumneavoastră vorbiți cum, de altfel, noi am discutat-o de-a lungul timpului și am discutat cu colegii mei. Ideal ar fi să creăm aceste complexe rezidențiale pentru vârstnici cu serviciile, într-adevăr, pe secții
sociale, nici măcar, cum spuneați, în aceeași clădire. Nu, acolo unde conduc eu căminul, știți foarte bine că am diferențiat pe etaje. Există etajul pentru dependenți, independenți și semidependenți. E clar că uneori poate și așa fi deranjabil, pentru că ei se întâlnesc, uneori durerea duce într-atât încât există acel sunet de durere și deranjează pe cel de sus sau pe cel de jos, însă nu s-a ajuns și nu cred că vom ajunge foarte repede la cele complexe de care vorbiți dumneavoastră, de care ar fi normal să le avem și vârstnicul să vină încă de la o vârstă când simte că nu mai are capacitatea de a fi îngrijit acasă. Dacă revenim înapoi la cost, aici e problema noastră, iarăși, sunt niște costuri pe care nu sunt foarte mici, sunt niște costuri pe care încă în România noi nu ne permitem să... Vă spun și cum e și cu costurile. Deci dacă pensia vârstnicului nu acoperă sau parte din pensie, pentru că lucrurile sunt, m-am informat, sunt ca și la noi, dacă el nu acoperă automat familia extinsă și li se ia direct. Nu contează că vor sau nu vor. Este familie extinsă, nu înseamnă că le are în întreținere sau nu, îi l-a dat Dumnezeu, merge cu el până la capăt. Deci statul intră aici și reglementează, chiar dacă vorbim de cămine private, nu? Cămine private, cămine din spațiu public, se supun acelor reguli. În condițiile în care nici familia extinsă, nici vârstnicul nu-și poate acoperi acel pachet de care are nevoie, indiferent de starea lui, atunci intervine statul și acoperă aceste servicii sociale. Dar nu se face arbitrar. Totul este controlat. Nici măcar cu o declarație pe proprie răspundere. Da. Sunt controlabile veniturile, asta spun. Poate că și aici depindem de aceste lucruri. Noi toți ne dorim să ajungem aici unde au ajuns țările europene. Noi toți ne dorim ca vârstnicul să fie informat, că așa, despre asta și vorbeam. El nu este suficient de informat ce înseamnă un cămin pentru persoane vârstnice. Știți că la începutul emisiunilor chiar discutam de confuzia dintre azil, el a rămas, încă mai sunt din cei pe care am întâlnit să facă după 20 ceva de ani să se întrebe de fapt e un cămin sau e un azil. După întâlnirea cu noi, după vizitele de câteva ori în cadrul căminului pe care îl conduc, își doresc să vină, dar întâi trebuie să ne cunoască, întâi trebuie să fac acea trecere de la ceea ce știa el undeva în timp și ceea ce se întâmplă real acum, neavând informația suficientă. Sunt și vârstnicii moderne, sunt vârstnicii care se informează de pe internet, vin, știu și cum arată căminul, pentru că noi suntem foarte transparenți, avem totul la vedere. Chiar astăzi a fost o întâmplare, a venit un vârstnic în vizită și doamna psiholog, așa cum obișnuiește, face turul căminului, face prezentarea, prezintă echipa noastră, prezintă restul de beneficiari, zice, acum să mergem la club. A, dar eu știu cum arată clubul dumneavoastră, nici nu e cazul să mai mergem acolo, e foarte frumos. De unde știți dumneavoastră? Păi vă urmăresc să văd activitățile dumneavoastră. Deci avem și din categoria vârstnicilor deja informați. Vine generația informației. Dar dumneavoastră sunteți un caz fericit că ați impus un standard de bun simț în căminele de vârstnici, însă sunt puține care au modelul dumneavoastră și chiar și al dumneavoastră, până la urmă, el trebuie perfecționat și trebuie lucrat, pentru că asta ne dorim, nu? Așa stau lucrurile. Adică, dacă ne raportăm numai la cel mai bun lucru, este deficitar pentru ceilalți vârstnici care poate stau și n-ascultă și sunt în altă situație, mai puțin fericită. Și nu neapărat într-un cămin clandestin, cum l-ați numit dumneavoastră. Nu. Noi vorbim totuși de căminele care sunt acreditate, măcar dacă nu sunt licențiate.
Cred că și sunt sigură că toți cei care au deschis un asemenea cămin și cei care deja și-au depus actele fac niște eforturi să ajungă la standardele cerute vis-a-vis de standard minim de calitate pentru vârstnic. Cu siguranță, iar ceea ce vă spun eu este că la noi oricum este un standard minim de calitate față de restul țărilor europene, nu? Așa deci este. Măcar aici legislația s-a corelat cu, eu știu, cu piața noastră și cu puterea ei de a acoperi cât de cât niște condiții. Că statul nu, cel puțin aici, nu e absurd. Cere niște lucruri elementare, mă gândesc, sau dumneavoastră știți mai bine. Ar trebui, ținând cont că noi am putea totuși accesa niște bani europeni, ar trebui ca statul să-și dea mai mult silința, să aducă aceste fonduri, să-i ajute pe acești oameni, pentru că sunt totuși niște cheltuieli și niște costuri, sunt niște eforturi pe care trebuie să le facă fiecare și să le dea niște măsuri, mai ales cei cunoscuți că nu îndeplinesc standardul minim de calitate, să le dea niște măsuri cu termene reale și nu cu termen peste o lună să arate așa sau peste două luni. Trebuie să luăm în calcul totuși niște termene reale, pentru că mai avem și această problemă. Vin de la inspecție, vin niște oameni poate necunoscători vis-a-vis de practica, ceea ce trebuie să faci într-o anumită situație și îți dă un termen pe care chiar nu poți să-l îndeplinești, să se dea niște termene reale și atunci și cu ajutorul statului, cu ajutorul celorlalți, eu sunt sigură că vom ajunge și noi ca cei din afară. Acum, e grav ce spuneți, dacă vin niște oameni care sunt plătiți pentru asta și n-ar trebui să fie să dea niște termeni absurde, ar trebui să vină foarte bine pregătiți. Dar, în sfârșit, poate acesta este un subiect pentru o altă dată de aprofundat, însă dezvoltarea serviciilor pentru vârstnici ar trebui să înceapă, ați spus, cu legea, nu? Deci cu legislația. Exact. S-a început măcar să se lucreze la un astfel de pachet legislativ, că aici avem multe ministere care trebuie puse împreună, nu numai cel al sănătatea, Ministerul Muncii, dar intervin și autoritățile locale care sigur au preluat acum, dar nu fac față, o bună parte din aceste servicii. Avem Ministerul Finanțelor care încasează și nu știe cum încasează și ce încasează de fapt. A început să se lucreze? E un grup de lucru interministerial și eu știu cu societatea civile implicată, asociațiile profesionale, nu? Chiar cele de vârstnici neapărat, pentru că trebuie implicați și beneficiarii. Ori avem o astfel de asociație? Vreau să fiu sinceră, și în ultimii 3 ani, o singură dată am fost invitată la o asemenea întâlnire. Poate, așa cum spuneați dumneavoastră, e din vina politicului care, atunci când ne apucăm de ceva, schimbăm guvernul sau schimbăm directorul sau schimbăm echipa. Și de fiecare dată când au început, nu s-a finalizat, din punctul meu de vedere, nu s-a finalizat absolut nimic, pentru că au venit alții și au luat-o de la capăt. Repet, am fost invitată la o asemenea întâlnire. A fost foarte interesant, că e normal atunci când oamenii se întâlnesc din toate autoritățile necesare, din ministere, s-au luat informațiile necesare și s-au făcut niște promisiuni. Nu că s-ar fi schimbat ceva. Ministerul Muncii, deși am depus hârtie peste tot și ne-am oferit să facem parte din echipa celor care oricând putem fi consultați, e normal, pentru că până la urmă, așa cum vă spuneam, practicienii sunt cei care ar trebui să facă orice modificare legislativă. Acele grupuri de lucru trebuie să fie chemate, să fie întrebate dacă într-adevăr coincid cu realitatea și nici de cum cu ceea ce fiecare își dorește pe un interes propriu și personal. Nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat multe lucruri. Ba din contră, mi se pare că vacanța a fost mult prea lungă de când am fost eu chemată ultima dată. Încă nu s-a terminat, da. Încă nu s-a încheiat vacanța, dar există o asociație și a beneficiarilor și a vârstnicilor, așa cum, de exemplu, da. Există. Asociația seniorilor. Și sunt niște oameni foarte activi. Noi ne-am întâlnit ultima dată într-o instituție de stat la București. Sunt niște oameni activi, foarte pertinenți
atenți în ceea ce cer, foarte actualizați în nevoia a vârstnicilor, mai ales din București, și există și la nivel național. Deci, din punct de vedere al societății civile, lucrurile sunt fundamentate și așezate, există dialog și e o paletă completă. Până la urmă, exact, că toate părțile trebuie implicate, nu numai autoritățile, și directorii, și beneficiarii, și, sigur, eu știu, toată... dumneavoastră, de fapt, sunteți o asociație profesională, da, a instituțiilor acestea, centrelor, cum le spuneți, rezidențiale, nu? Îmi place cum sună, da, centrul rezidențial. Sună mai bine, într-adevăr, decât azilul de bătrâni. Dar nu trebuie să ne fie teamă de cuvinte până la urmă. Trebuie doar să ne simțim bine și să ne simțim în siguranță în acea instituție, nu? Da, dar percepția. Vorbim de percepția a ceea ce s-a întâmplat înainte în azile. Și așa este. Înainte de 89 știm toți că azilul era o soluție nu tocmai plăcută pentru cel care ajungea acolo. Exact ce spuneam de aceste centre clandestine. Se închidau ușile și niciodată nu mai știam ce se întâmplă acolo. Din păcate se întâmplă și acum în capitalism, dar... eu știu, formă, nu sub umbrela Ministerului Muncii și a Protecției Sociale, dar vreau să vă întreb și am uitat dacă autorizarea, acreditarea și după aceea licențierea acestor, da, centre aduce după sine și o indemnizație dată de stat. Adică primești niște bani de la stat sau nu? Cum se întâmplă? Nu, nu, încă nu se primesc bani de la stat și v-am zis, nu există decât câteva parteneriate, s-au făcut câteva parteneriate, la nivel național avem parteneriate public-privat, dar foarte puține, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și anumite cămine private, în care atunci când nu fac față, să meargă cu beneficiarul și să dea minimum care este aprobat de către Ministerul Muncii, către acel cămin, iar diferența, dacă e există, atunci o suportă beneficiarul. Nu e în ordine, să știți. Și cele private, dacă sunt licențiate, și cele de stat, ar trebui să fie ajutate de stat, pentru că altfel vârstnicul n-ar, ca să aibă siguranța, nu? Că e protejat de stat, că altfel doar ca să dai licențieri contra cost și după aceea să te duci în control. Nu știu dacă e, da, foarte etic. Da, și nu sunt ajutați. Tocmai de asta vorbeam. Avem o nevoie, în primul rând, de consultanță, cât mai multă. O consultanță în ceea ce ar trebui să se întâmple într-un cămin pentru persoane vârstnice. Noi, de fapt, asociația, cu asta ne și ocupăm. Suntem câțiva specialiști, experți, pe care îi folosim și avem o colaborare foarte bună cu Universitatea din Iași. Sunt domnul decan de acolo. E un om minunat, pentru că de câte ori avem o întâlnire și o nelămurire față de anumite situații în asistența socială, este întotdeauna răspunde prezent la toate întâlnirile noastre. Sunt și alți specialiști care vin și atunci când ei real au nevoie de o consultanță, noi o oferim. Numai că am vrea și ne-am dorit mai mult ca și Ministerul Muncii să fie mai aproape de noi, să ne cheme atunci când ar trebui să facă o modificare, să ne întrebe de nevoia care o avem acum reală a acestor cămine. Nu, ei sunt, au rămas totuși cu acea barieră pusă între căminele private și căminele de stat. Am văzut că pe lângă biserică, pe lângă toate bisericile, și biserica ortodoxă și bisericile catolice, au început să apară, sunt, și unele funcționează de multă vreme, fel de fel de centre de vârstnici, și aș vrea să comentați puțin și dacă aveți, eu știu, și preoți în jurul, în Adiv. Sau cum vedeți această, eu știu, dezvoltare a serviciilor sociale de pentru vârstnici pe lângă biserică? Așa este. Noi în Adiv avem și biserica implicată. Colegii mei, cel puțin trei dintre ei, sunt preoți și au asociații de ajutorare a celor cu nevoi în comunitatea respectivă. Cred că s-ar putea mai mult să se implice.
Vă dați seama, eu acum pot fi puțin subiectivă vis-a-vis de anumite lucruri, ținând cont că acești colegi ai mei sunt foarte implicați. Și de asta vă spuneam și de aici am pornit. Când m-am gândit la dăruire, m-am gândit că nu poți face această profesie dacă nu ai această dăruire de, vis-a-vis de ceea ce înseamnă omul, de ceea ce înseamnă sentimentul omului. Pentru că lucrurile astea nu se fac comercial. Nu există lucru într-un cămin, nu poți să-l faci comercial, nu poți să-l faci ca la birou, nu poți să-l faci ca la piață. Trebuie să te dăruiești, trebuie să ai răbdare în primul rând, trebuie să ai toleranță, trebuie să empatizezi undeva până într-un anumit punct cu oamenii respectivi, pentru că altfel nu poți să oferi aceste servicii. Acești preoți minunați pe care avem noi fac aceste lucruri, dar nu sunt, ca și dumneavoastră și eu mă uit în jurul meu, bisericile ar putea să se implice, eu zic, mult mai mult vis-a-vis de a crea această, acest confort a vârstnicului în comunitatea respectivă. Dar în același timp, cred că nici oamenii nu mai au deschiderea, așa cum bine știm înainte, eu am copilărit la țară și am crescut la țară, tot omul se ducea către biserică, tot omul și când era fericit și când era supărat, se ducea la biserică și știa preotul dacă poate sau nu poate să-l ajute. Vorbim cu anumiți colegi de-ai mei și cu alți preoți, oamenii nu mai au această deschidere, nici măcar nu le mai deschid poarta. Eu zic poartă gândindu-mă că suntem într-un mediu rural și nu urban, nici măcar nu le mai deschid poarta ca să se lase sfătuiți și îndrumați de către biserică. Așa arată România de astăzi. Din păcate trebuie să spunem și aceste lucruri, dar există. Biserica și-a deschis porțile către serviciile sociale și pentru copii și pentru vârstnici. Acest lucru este un lucru bun și biserica face și lucruri bune, pentru că tot există o campanie de denigrare a bisericii. Este o campanie fără precedent. Și unele lucruri probabil că nu sunt comunicate, dar cred totuși că nici n-ar trebui. Biserica trebuie să se ocupe de lucrurile în biserică, nu să facă marketing de comunicare. Okay. Dar uitați că în domeniul serviciilor sociale lucrurile se întâmplă. Care este următorul proiect pe termen scurt al ADIV România? De ce vă ocupați? Am înțeles de impunerea unor standarde, nu? Mi s-a părut da, că este tema de asta, prioritară. De asta am zis că ați atins un punct sensibil și tocmai de asta, ăsta era punctul nostru sensibil și în același timp cu rezonanță. Vrem într-adevăr să încercăm să facem această modificare legislativă și anume ca cel care deschide un cămin să aibă un minimum de calificare vis-a-vis de profesia de director de cămin. În primul rând, nu există profesia de director de cămin. Trebuie întâi să lucrăm, să aducem în... Adică nomenclatorul de meserii nu conține... Există. Este incredibil. Da. Păi există directori de cămin și la stat și la privat. Nu avem. Și atunci, începând de aici, după care trebuie să ne gândim împreună cu atât cu universitatea, cât și cu Ministerul Muncii, să găsim o formă încât un director de cămin să aibă un minimum de pregătire, începând, eu știu, de la 6 luni până la 2 ani de zile, vorbim de o formare sau de un master, de ceva care să îl învețe, să... De asta vă spuneam, pentru că aici trebuie efectiv omul educat și instruit în ceea ce are de făcut și munca cu omul nu e o muncă și nu e o profesie atât de ușoară. Ăsta este proiectul nostru la care lucrăm acum, în momentul de față. Dar mă gândesc că eu știu o persoană care are studii deja în administrația publică și master și facultate, nu va mai avea nevoie de un curs de 6 luni sau de 2 ani, pentru că administrația publică acoperă inclusiv îngrijirile vârstnicilor.
Sau cum v-ați gândit? Aș putea să vă contrazic aici, pentru că eu sunt una din persoanele care am făcut mai multe cursuri, printre care și managementul în asistență socială și sănătate, unde acolo, de fapt, m-au învățat și mi-au transmis forma de cum trebuie să aplic cele cunoscute de mine într-un cămin pentru persoane, într-un centru rezidențial, să nu-l numesc, că nu-i vorbesc numai, aici nu vorbim de cămine doar pentru persoane vârstnice, într-un centru rezidențial, într-un cămin pe care se deschide. E o altă formă și trebuie un minimum de 3 luni de zile, indiferent, administrația publică poate fi generală. Nu tot omul poate avea această înclinație spre a înțelege ce înseamnă partea de asistență socială. Cunosc și primari, cunosc și, eu știu, alți oameni din conducerea administrației care, într-adevăr, sunt aplecați spre această parte de asistență socială, dar care nu sunt aplecați și ei sunt economiști de bază sau poate cu altă profesie care nu văd asistența socială așa cum de fapt ar trebui să fie văzută ea. Un medic ar putea conduce un medic geriatru, de exemplu. Geriatru e cel mai în măsură. Adică ar avea nevoie de lucruri suplimentare sau ar putea conduce liniștit având această profesie? Și medicii au nevoie de lucruri suplimentare și aici mă gândesc că acum trec în partea cealaltă economică, dacă e vorba de partea de profesie, partea de management. Partea de management e undeva, e ca și îngrijirea la domiciliu, totul la un loc. Adică dacă într-un cămin rezidențial o echipă întreagă creează un serviciu, un îngrijitor la domiciliu, un singur om creează multiplu serviciu. Adică el trebuie să știe să facă ce face asistentul medical, ce face infirmiera, ce face bucătarul, ce face îngrijitoarea, ce face chiar și managerul, trebuie să ia imediat o decizie vis-a-vis de persoana respectivă. V-am întrebat că știu că înainte de 90 medicii de obicei erau cei care conduceau astfel de centre pentru vârstnici și eram curioasă de abordare. Aș vrea să vă întreb dacă o persoană, cred că e util, care, eu știu, nu vrea să-și instituționalizeze vârstnicul, dar pleacă în vacanță, are unde să se adreseze, unde să-l ducă în mod temporar, eu știu, pentru o lună, două, maximum trei. Dacă vorbim de privați, oricare dintre cei de la privat pot face un contract temporar și marea majoritate a colegilor pe care avem în ADIV am discutat despre aceste situații și fac aceste contracte temporare. Asta dacă... e bine de știut. Deci contracost, sigur, în centre autorizate. Sigur, deci noi sigur. Vorbim acum doar de centrele acreditate, dacă nu licențiate. Da. Dacă vorbim de un centru la stat, procedura e aceeași și iar contractul se face pe durată nedeterminată. Nu avem încă un cămin care vârstnicul să stea doar temporar. Legislația e pentru o durată nedeterminată. Dacă peste două luni consideră că el vrea să plece din cămin, atunci în baza unei cereri de externare, el poate pleca acasă. Dar procedura este aceeași și pentru a sta o lună și pentru a sta pe durată nedeterminată. Bine, la căminele de stat este mai greu pentru că nu acoperă, sunt locuri puține și atunci listele de așteptare sunt foarte mari din cauza deficitului de locuri. Nu pentru că... Noi am discutat în cadrul Primăriei Municipiului București de un centru de respiro, chiar era în discuție cu doamna director general, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și pe viitor s-a gândit să existe și un centru de respiro acolo unde să fie un minimum de documente, nu complet așa ca pe durată nedeterminată și să avem aceste centre de respiro cu locuri permanente. Deci cu locuri și temporare, nu? Da, exact și temporare. Exact, pentru că este, să știți, este o nevoie reală pe piață, iar oamenii nu știu încotro să meargă. Vreau să ne mai spuneți, nu vreau să trec această emisiune, și să nu ne spuneți cum verificăm dacă un centru are standarde sau nu. Cum ne internăm, sau internăm, iertați-mi, stau de vorbă cu mulți medici și mi-a rămas acest termen. Deci cum alegem un centru pentru vârstnic? Pentru că vârstnicul de obicei pleacă acolo și nu se mai întoarce acasă, pentru că nu mai are puterea să o facă. Se duce într-un loc unde se simte în siguranță.
E foarte bună întrebarea dumneavoastră și e foarte important că atunci când ne ducem într-un cămin să ne interesăm și informăm despre acel cămin, pornim de la acreditare, dacă are sau nu are acreditare. Dacă are acreditare, atunci e foarte bine să cerem un tur al căminului. Eu consider că fiecare dintre noi ne dăm seama atunci când intrăm într-un cămin dacă acei beneficiari sunt mulțumiți sau mai puțin mulțumiți de serviciile care li se oferă. E bine să cerem să... în această vizită să ni se dea voie să, cu acordul lor, să intrăm într-o cameră, chiar să discutăm cu unul din beneficiari, să întrebăm cum se simt, să vedem dacă el are acea mulțumire sau nemulțumire față de anumită situație. E clar că putem citi pe chipul unui om dacă o face forțat sau este deschis în comunicare și în ceea ce spune. Deci trebuie să ne informăm foarte bine. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.